informații importante. Eu v-am dat exemplu cu fleacuri pentru alții. De astea sunt fleacuri. De asta vă spun că aici ține foarte mult de omul care preia această informație și care trebuie să o transmită. Dacă oamenii sunt directori, vicepreședinți la Consiliul Județean, este inadmisibil, nu ar trebui să ajungă în funcția asta așa. Domnule ministru Bisan, părea normal ca presa să știe care sunt consilierii unui parlamentar? Da, dar e public. Păi vă spun că nu e public. Am făcut o solicitare la camere și mi s-a spus că nu e public. Numele și prenumele persoanei nu e public. Că încalcă dreptul. Vă spun e prima dată, în precedentele mandate mi s-a răspuns cu nume și prenume, de data asta nu. E public, dacă vă spun nu, vă arăt răspunsul. Vă aflu eu cine sunt consilieri. În ceea ce privește acea deducere din TVA, din 2018 va intra în vigoare impozitul global, unde vom putea deduce anumite cheltuieli pe categorii, la sfârșit de an, și ceea ce e normal, orice venit se adună într-un coș și de acolo putem deduce și plăti impozit la tot. Scopul era ca și consumatorul să ceară bon. Păi, având în vedere că va putea să-și deducă, va putea să-și deducă, va trebui să ceară bon. Și un ultim aspect pe care vreau să-l discut. În zilele trecute ne-am întâlnit cu câteva ONG-uri reprezentative la nivel național, care au activități de prestații sociale, pentru că a existat un ordin al ministrului anul acesta care a alocat un buget identic cu cel de anul trecut și am înțeles că este un buget care nu este suficient. Am avut o discuție cu ei să căutăm o soluție astfel încât solicitările să fie rezolvate și la fel au venit cu o propunere să gândim un sistem de finanțare a acestor prestații sociale. Va fi probabil un proiect în acest sens, împreună cu ONG-urile din acest domeniu. Este nevoie de o reformă în sistemul de prestații sociale și atunci cu ei poate preluăm din expertiză și gândim un astfel de sistem. Ce vreau să vă mai spun, în perioada aceasta, pe lângă legea salarizării unitare și legea prevenției, sunt în programul de guvernare o serie de măsuri pe care o să vi le comunicăm prin Connect sau prin Consiliul Județean și Prefecturi, astfel încât să luați la cunoștință și să vă aduceți expertiza. De asemenea, legea funcționarului public este în dezbatere publică și urmărim câteva modificări acolo. Sperăm ca la 1 iulie 2017, măsurile din programul de guvernare, odată cu legea salarizării unitare și creșterile de salarii, să putem să le promovăm foarte bine, pentru că vreau să știți că ceea ce am promis până acum și ceea ce am scris în programul de guvernare, în trimestrul în care ne-am propus să facem lucrul ăsta, l-am și făcut. Și de aceea chiar cred că până la sfârșitul acestui an, tot ceea ce am propus va fi și realizat. Dacă mai sunt întrebări, cu mare drag.